Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Minunată promisiune pe care din nou, dragi prieteni, Dumnezeu ne-o face, ne-o pune înainte și cu siguranță este în stare să o împlinească pentru oricare dintre noi. În seara aceasta, împreună cu noi, la călăuzirea lui Dumnezeu, este Bright Mwitwa. Îi spunem bun venit, welcome. Thank you. Și el ne va vorbi despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Welcome, Bright. Welcome here in Pitești, in Romania, in our Seventh-day Adventist Church. Thank you. And we would like to know today to find out some things about your background, where you come from, how did you meet God, and how God showed His blessings in your life. Okay. I would like first to ask you, who are you, where are you from? L-am întrebat mai întâi cine este, de unde vine, și îl vom lăsa acum să ne spună. Okay, I'm Bright Mwitwa. Sunt Bright Mwitwa. From Zambia. Din Zambia. And I am here in Romania for work. Și sunt aici în România ca să lucrez. And just to say a little bit about Zambia. Și de unde vin din Zambia, să vă spun câteva lucruri despre Zambia. Zambia was declared as a Christian nation. Zambia a fost declarată o țară creștină. But of course we have other religions that are not Christian. Dar desigur există și alte religii care nu sunt creștine. But the majority are Christians. Dar majoritatea sunt creștini. And the highest number of course is the Catholic Church. Cel mai mare număr este cel al catolicilor. And we have the Protestants. Dar există și protestanți. And under which also the Seventh-day Adventist Church falls. Printre care există, bineînțeles, și Biserica Adventistă de ziua a șaptea. And this is the church that I belong to. Aceasta este biserica în care de care aparțin. Yeah, I think that's a bit about Zambia. Asta este puțin așa despre de unde vin eu și despre țara mea. You said that you are here for work. Yes. Can you tell us something about what kind of work you are doing here? Ai spus că ești aici ca să lucrezi. Ai putea să ne spui ce fel de muncă faci în România? Cu ce te ocupi? Okay. The type of work that I'm doing here is more of research. Lucrez aici în cercetare. What kind of research? Ce fel de cercetare? Research in nuclear physics. Cercetare în fizică nucleară. And I came here under a fellowship. And that is work and study. Deci sunt aici și fellowship, like a scholarship or... Yeah, it's a scholarship. Ok, am și o bursă și este o împletire între muncă și studiu. Cele două lucruri care le fac la ora asta. Thank you for everything that you have told us about you. Thank you. You said that you are a Christian. Yes. Yeah, okay. And you come from a Christian, African Christian country. Yes. Okay. Tell us, how did you meet God? Ai spus că ești creștin, vii dintr-o țară africană creștină. Spune-ne, cum l-ai întâlnit pe Dumnezeu? Cum s-a întâmplat să-L cunoști pe Dumnezeu? Okay. I was born in a Christian family. M-am născut într-o familie creștină. And both my parents are Adventist. Ambii părinți sunt adventiști de ziua a șaptea. And by virtue of being born under such a family, I found myself to be an Adventist. Și în virtutea acestui fapt, născându-mă în această familie, m-am pomenit Adventist.
Yeah, but there comes a time when you have to make a decision. Dar vine o vreme când trebuie să iei o hotărâre. And 13 years ago, I think I made a decision to follow God. Și acum 13 ani am luat o hotărâre să-L urmez pe Dumnezeu. By the way, how old are you? You said 13 years ago. Yes. Apropo, ai spus că acum 13 ani. Ce vârstă ai? Yeah, 32. Am 32 de ani. Mm-hmm. Okay. So, 13 years ago, that means you were about 19 years. About 19. Okay. Deci, erai cam de 19 ani când ai luat această hotărâre. Mm-hmm. Tell us more about it. Spune-ne mai mult despre asta. Okay. Of course, by that time, I'd already been in the church, I'd already known about God. Desigur, la vremea aceea, deja eram în biserică de ceva vreme, cunoșteam lucruri despre Dumnezeu. But the decision to get baptized was one that I made. Dar hotărârea de a mă boteza, de a intra în legământ cu Dumnezeu, so that I could be fully into the activities of the church. A fost luată abia atunci și numai atunci pot spune că m-am implicat și am început să fiu o parte pe deplin integrată în biserică. And it was an experience that was different from the way I'd lived before. A fost o experiență diferită de experiențele dinainte de aceasta. And if there was a time when I needed God to have come, that should have been the time. Și dacă era vreo timp când am avut nevoie ca Dumnezeu să lucreze, acela cu siguranță a fost timpul respectiv. Yeah, because of the joy that I felt within my heart. Pentru că a fost o bucurie pe care nu pot să o exprim, pe care am avut-o în inima mea. How did it happen? What kind of life were you living before this experience, this surrender to God? Cum s-a întâmplat? Ce fel de viață ai trăit înainte de această predare, consacrare lui Dumnezeu? Of course, having been brought up in an Adventist home, my life was not that different. Desigur, fiind crescut într-o familie adventistă, viața mea nu a fost atât de diferită de viața celor care sunt în biserică. Yeah, because I'd say probably my parents were strict. Aș putea spune probabil că părinții mei au fost destul de stricți, de severi. Yeah, but your parents can be strict, but a relationship with God is something that is different. E adevărat, mulți părinți pot să fie stricți, dar relația cu Dumnezeu poate să aibă de suferit, să nu fie cea ideală. Yeah, and when I made that decision. Dar când am luat această hotărâre, of course there were some of the things that were still within me. Desigur, mai erau lucruri în interiorul meu. Mai era o luptă. Yeah, and I think one of the things that I later on gave up. Și cred că unul dintre acele lucruri la care am renunțat mai greu was I was a karateka, I think from the 7th grade. Din clasa a 7-a făceam karate, eram un karateka. And even after being baptized, it was something that was hard for me to give up. Și chiar și după ce m-am botezat, a fost un lucru la care mi-a fost tare greu să renunț. Because it's something that I'd enjoyed, something that I'd liked. Pentru că era un lucru de care eram legat, care îmi plăcea și mă împlinea. But there came a time when I had to make a decision. Însă a venit o vreme când am hotărât să, a trebuit să, de fapt, să iau o hotărâre, să and iau o decizie. It happened, when I was in my first year at the university. Și asta s-a întâmplat în primul meu an de universitate. On Sabbath, I would be singing in front. În sabat, cântam în față. I would be singing, praising God. Îl lăudam pe Dumnezeu. But during the week, I would be in the hall doing karate. Dar în timpul săptămânii mă găseam în sala de karate. But a thought came to me. Și mi-a venit în minte un lucru. To say, how am I portraying God before people who are seeing me?
Și gândul care a fost în mintea mea era întrebarea: cum îl descriu eu pe Dumnezeu celor care mă cunosc? Cum îl înfățișez eu pe Dumnezeu prin viața mea? That today they see me singing in church, the other day they see me doing karate. Într-o zi mă văd cântând la biserică, în cealaltă zi mă văd la sala de karate. And I felt I was misrepresenting God. Și am crezut, am gândit că îl reprezint într-un mod greșit pe Dumnezeu. And from that time I think I decided to stop. Și din acest moment m-am hotărât să mă opresc. And I think after I stopped there was that inner peace that I felt within me. Și după ce am făcut asta, vreau să vă spun că am simțit o pace interioară care m-a cuprins cu tot. I think it's the same joy that one feels when you have given up something that was dear to you. Cred că este aceeași bucurie pe care o simte cineva atunci când renunță la ceva care este drag. But you give it up for the sake of God. Dar un lucru la care renunți de dragul lui Dumnezeu. But that happened after I'd already been baptized. Dar asta s-a întâmplat, așa cum vă spuneam, după ce deja se petrecuse botezul și predarea mea. Yeah, and something that I learned from that is Christianity is it's a process of growing. Și asta m-a făcut să învăț un lucru, și anume faptul că creștinismul este un proces în care trebuie să crești permanent. Nu este doar un singur moment, ci viața de creștin înseamnă o alergare continuă. Yeah, because someone might think maybe when you get baptized everything becomes new. Poate că unii gândesc așa, atunci când te botezi, toate se schimbă dintr-o dată, peste noapte. But you discover that the old flesh will still be Însă descoperi că firea cea veche este încă acolo, încă își cere drepturile. And baptism is just the first step of you now to start growing in your Christianity. Iar botezul nu este decât primul pas după care începi de fapt să crești în alergarea creștină. And as you grow day by day, you have to give up certain things. Și crescând zi de zi, înțelegi că trebuie să renunți la anumite lucruri. And that reminds me of what Paul said. Și asta mi-amintește de ce spune apostolul Pavel. He said I have to die daily. El spune trebuie să mor zilnic. Meaning să-mi iau crucea în fiecare zi. Meaning I have to give up those things that ceea ce înseamnă că trebuie să fiu dispus să renunț la acele lucruri care nu sunt spre onoarea lui Dumnezeu. I think those are some of the issues about my background. Cred că astea sunt câteva aspecte legate de trecutul meu, de istoria mea. You said that you have been a baptized member of the church for the last 13 years. Yes. How have you grown to know God in these 13 years? You said something about growth. How have you grown? Ai spus că ai fost botezat acum 13 ani și ești membru al bisericii de 13 ani. Spune-ne, cum ne poți vorbi despre creșterea ta? Ai spus că trebuie să creștem. Cum ai crescut tu în acești 13 ani? Ok, I think the time that I decided to get baptized. Cred că momentul în care am hotărât să fiu botezat, the picture that I had about God, imaginea pe care o aveam despre Dumnezeu is different from what I know him now. Era o imagine destul de diferită de imaginea pe care o am acum și de modul în care îl cunosc acum. I think a lot of people will agree with me to say as you are growing up. Cred că o mulțime de oameni vor fi de acord cu mine când voi spune că atunci când crești, the picture that we are taught by either our parents or our friends about God is that of him being someone who is like a policeman. Imaginea lui Dumnezeu pe care ne-o zugrăvesc unor părinți sau prietenii seamănă foarte mult cu aceea unui polițist, a unui om al legii. Someone who is like just waiting for you to sin and he says yes, you have sinned. Un fel de persoană care abia așteaptă momentul acela în care păcătuiești ca să
te pedepsească, să spună că nu este bine. But through my growth I've discovered that that's not the true picture about God. Dar de-a lungul vieții mele creștine, acestor 13 ani, am înțeles că nu aceasta este imaginea fidelă a lui Dumnezeu. God is a loving father. Dumnezeu este un tată iubitor. One who is touched by the problems that we face. Cineva care este mișcat de problemele pe care le întâmpinăm în fiecare zi. And whatever the case, he always wants the best for us. Și oricare ar fi situația, întotdeauna el dorește ce e mai bun pentru noi. Though the best might appear to be not pleasing in our sight. Deși uneori e posibil ca acest cel mai bine să fie ceva nu atât de plăcut și dorit în vederile noastre. But he always wants the best for us. Însă Dumnezeu întotdeauna dorește ce e mai bun pentru noi. That's one aspect I think that I've differentiated between the time I got baptized up to this time. Cred că ăsta ar fi un aspect în care e o diferență destul de însemnată între modul în care vedeam lucrurile înainte sau la momentul botezului și modul în care le văd acum. Are there other issues or other aspects in which you can you discover that you have grown? Mai sunt și alte aspecte, alte lucruri în care ai descoperit că ai crescut și ai văzut nevoia aceasta de a crește? Yeah, I think the other aspects that I've also come to understand about God. Cred că alte aspecte pe care le-am înțeles despre Dumnezeu de-a lungul acestui timp. And this aspect, I think it's one that the devil has tried to blind us from. Mi-aduc aminte unul și mă gândesc la unul în mod special, unul pe care diavolul în mod special îl vizează. It's the issue of us standing between two forces. Este problema modului de a ne percepe pe noi înșine ca fiind la mijlocul distanței dintre două forțe. We are standing in between God and Satan. Stăm undeva între Dumnezeu și Satana. And each one of them is very much interested in us. Și fiecare dintre noi, dintre cei doi, atât Dumnezeu cât și Satana, sunt interesați de noi. Such that each time you turn towards the devil, așa încât de fiecare dată când tinzi spre diavol, spre Satana, he will be so quick to get you. El va fi foarte foarte atent ca să te prindă imediat, foarte pregătit să te primească. And each time you turn to God, și ori de câte ori tinzi spre Dumnezeu și mergi spre el, he is so much interested in you such that he doesn't want to lose you. El e așa de interesat de tine încât nu va voi să te piardă. And when I came to understand that, și când am ajuns să înțeleg acest lucru, I think it made me understand that we are serving a God that is loving. Iar când am înțeles acest lucru, mi-am dat seama că slujim unui Dumnezeu care este plin de iubire. And okay, but you said that also the devil is also very eager to have us. So yes. Does the devil love us? Ai spus că și diavolul este gata să ne primească, să ne prindă când are ocazia. Înseamnă asta că ne iubește și el? No. 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 Explain this, please. Okay. The devil just wants to make use of you. L-am rugat să explice. Diavolul, spune Bright, este cel care vrea să te folosească, să folosească de tine. He just wants to use you, not that he loves you. El vrea să te folosească nu pentru că te iubește. And when he uses you, you are left hopeless alone. Iar când el te folosește, după ce te-a folosit, te lasă singur, te lasă dezădăjduit, fără speranță. But it's different when you're on the side of God. Dar când ești de partea lui Dumnezeu, lucrurile stau altfel. Because on the side of God,
you feel that love and the care that is given. Pentru că atunci când ești de partea lui Dumnezeu, simți acea iubire, acea prezență care este tot timpul cu tine. But on the side of the devil, you are alone. Dar atunci când ești de partea diavolului, ești de fapt singur. Yeah, I think of course we have never heard of someone probably who was on the side of the devil and he felt the comfort of being there. Nu cred că am cunoscut pe cineva sau a fost cineva care să fie de partea diavolului și să fi simțit mângâiere și încurajare în partea aceasta. Okay. Okay. Then you were saying that we are in the middle of these two forces. Deci spuneai că suntem în mijlocul acestor două forțe, între aceste două puteri. Ok, so, și ce înseamnă asta? Yeah, so when I understood the love that God has for me. Deci când am înțeles iubirea pe care Dumnezeu o are pentru mine, I think it gave my heart that desire to be more close to him. Aceasta mi-a dat acea dorință să mă apropii și mai mult de el, să fiu mai strâns legat de el. Because it's someone who does not want me to have pain. Pentru că el este cineva care nu vrea ca eu să trec prin durere. But he wants the best for me. Și vrea tot ce e mai bun pentru mine. Ok. During these 13 years, did you also encounter difficult times? Tell us about this. În acești 13 ani ai trecut și prin momente dificile. Spune-ne ceva despre asta. Yeah, I can remember of one time that also turned my understanding of God. Pot să-mi aduc aminte acum despre un moment în care înțelegerea mea despre Dumnezeu a avut de suferit. It was a time when I was supposed to go into my second year at the university. Era momentul în care trebuia să merg în anul 2 la universitate. And my elder sister who was supposed to pay for my school fees. Iar sora mea mai în vârstă, mai mare, care trebuia să-mi plătească taxele școlare, had some problems and she could not manage to pay. A avut niște dificultăți și nu a reușit să plătească aceste taxe. It was a trying moment for me. Pentru mine a fost un moment de încercare. I prayed trying to ask God to provide money for me. Am început să mă rog și ceream lui Dumnezeu să îmi trimită cumva banii necesari. And when we were about to open school, și când era aproape începutul anului școlar, having believed that I'd prayed, I started off from home going to school. Crezând că Dumnezeu răspunde și că a auzit rugăciunile mele, fără să fi primit totuși nimic, am plecat spre școală. I started off without money. Și am plecat la școală fără bani. But when I reached that school, I continued praying. Însă, ajungând la școală, am continuat să mă rog. But as the days went by, iar zilele treceau, there was no answer that was coming. Și nu era niciun răspuns favorabil. And until the last day when I had to make a decision to withdraw. Până când a venit ultima zi în care eram pus în situația de a hotărî să mă retrag. I tried to pray even the last day to see if God was going to provide money. Și m-am rugat și în acea ultimă zi să văd dacă Dumnezeu îmi va oferi banii necesari. But in the end he did not provide. Cele din urmă nu s-a întâmplat asta și banii n-au venit. And I signed the papers that I was withdrawing. Și am semnat hârtiile de retragere din școală. I went back home. Am dus acasă. And I was troubled. Și am fost foarte tulburat în sufletul meu. To say, why do I have to go through such an experience? Și mi-am pus întrebarea, de ce a trebuit să
trec prin această experiență. But little did I know what God was saving me from. Însă prea puțin înțelegeam atunci ce pregătise Dumnezeu pentru mine. When the other year came, când a venit anul următor, because after doing some work I raised some money, pentru că după ce am lucrat o perioadă, am strâns niște bani. To my surprise, most of my friends who managed to go to school. Spre surprinderea mea, cei mai mulți dintre prietenii mei erau la școală. A lot of them were excluded because they failed. Cei mai mulți prieteni care erau la școală fuseseră dați afară din școală din cauza că nu reușiseră să-și ia examenele. And some of them, that was the end of the academic. Iar pentru unii dintre ei acela a fost finalul educației lor. But for me, the fact that I'd withdrawn, I had a chance to still go back. Însă pentru că eu mă retrăsesem singur, aveam încă ocazia să mă întorc. And later on I came to understand to say probably if I had gone into school. Și mi-am spus, m-am gândit, probabil că dacă aș fi rămas la școală, maybe I was going to be one of those who are going to be excluded. Nu cumva aș fi fost unul dintre aceia care au fost dați afară. And from that experience, și din acea experiență, I think I have come to learn to accept whatever situation God puts me through. Cred că am învățat să accept situațiile așa cum mi le oferă Dumnezeu. Though the situation might not be pleasing. Chiar dacă nu sunt confortabile și plăcute pentru mine, and when I have prayed and God has directed me in a path that is not pleasing. Chiar atunci când m-am rugat și Dumnezeu pare că mă călăuzește pe o cărare mai puțin plăcută și ușoară. I think I've learned to accept and to wait to see what God's direction is. Cred că am învățat să accept și să aștept să înțeleg până la capăt direcția în care El mă călăuzește. I think that's an experience that I can share. Yeah, your Bible says in Isaiah 49 or 48, 17, I lead you by the way that thou should go. Yes. Cuvântul din Isaia 48:17 spune: te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. You should go. Yes. It's a must here. It's really important to go on the path that God leads you on. Este important să mergi pe calea pe care Dumnezeu te călăuzește, chiar dacă nu este cea mai plăcută. Okay. So what were some of the things that although you went through difficult times, what were some of the things that you feel have kept you in the faith? Care sunt unele din lucrurile care te-au păstrat pe calea credinței? Chiar dacă ai trecut prin aceste dificultăți, ce te-a ținut? Yeah, I think one of the decisions that I made personally, una din hotărârile pe care le-am luat personal, was the issue to be involved with church work. A fost hotărârea de a fi implicat în misiunea, slujirea bisericii. To be involved with activities at church. Să am activități la biserică. Because by being involved with church activities, pentru că în felul acesta, it's going to keep me connected with God. Aceasta mă va ajuta să rămân în legătură cu Dumnezeu. That's one thing I think that has helped me to be within the faith. Acesta este unul dintre lucrurile care cred că mi-a fost de un real folos și datorită căruia sunt aici în seara aceasta. And the other one is iar un alt lucru, whenever I go anywhere, ori de câte ori mă duc undeva, the first thing that I look for,
Primul lucru pe care îl caut is a church. Este o biserică. Because I know that if I'm going to find a church, pentru că știu că dacă voi găsi o biserică, then I'm going to be in safe hands. Voi fi în siguranță. Because if you go to a foreign land, dacă te duci într-o țară străină necunoscută, and you don't identify yourself with a church, și nu te identifici cu biserica, it's easy for you to be drawn away from God. Este foarte ușor să fii tras, să fii depărtat de Dumnezeu. So it's a personal decision that I've made that wherever I go, I have to look for a church. Așa că am luat o hotărâre personală pe care întotdeauna caut să o împlinesc, oriunde mă duc, caut să găsesc o biserică. Primul lucru pe care îl fac, să găsesc o biserică. No matter how far it might be, I have to go there. Oricât de departe ar fi biserica respectivă, trebuie să merg acolo. Because in the end, it's to my benefit. Pentru că în cele din urmă, aceasta va fi spre binele meu. And the other aspect, I think, is the issue of studying the Bible. Și un alt aspect este aspectul studiului biblic. And of course I can study alone, but I enjoy sharing with friends. Desigur pot studia și singur, însă nu e nimic mai plăcut decât să împărtășești cu prietenii, cu frații de credință ceea ce ai descoperit. And also the aspect of prayer. Și nu pot să nu amintesc rugăciunea. Because I think even in the secular world, cred că chiar și în lumea seculară, it is said that the most important tool, se spune că cea mai importantă unealtă, to strengthen a relationship, prin care poți să întărești, să consolidezi o relație, is communication. Este comunicarea. And the communication that we have with God is through prayer. Și comunicarea pe care o avem cu Dumnezeu este prin rugăciune. So the more time that I spend in prayer and studying of the word, deci cu cât petrec mai mult timp în rugăciune și în studiul cuvântului, I think I get strengthened and drawn closer to God. Cred că sunt întărit și sunt apropiat de Dumnezeu. I think those are aspects I feel have kept me in the faith. Cred că aceste lucruri m-au ajutat să rămân pe calea credinței. Could you share with us some of the things that you have discovered or heard about God that have had an impact on your Christian walk? Ai putea să ne vorbești despre lucrurile pe care le-ai descoperit sau auzit despre Dumnezeu și care au avut un impact asupra umblării tale creștine? Yeah, of course there are a lot, but because of time I'm just going to talk about a few. Sunt mai multe, desigur, însă datorită timpului care ne presează, voi aminti doar câteva. I think the first one is how I've come to understand the love of God. Primul ar fi modul în care am ajuns să înțeleg iubirea lui Dumnezeu. The passage I think that changed my understanding. Pasajul care mi-a schimbat înțelegerea. It's the passage in the book of Luke chapter 15. Este cel din Luca 15. The parable of the prodigal son. Yes. Parabola fiului risipitor. There are three parts. Sunt trei părți, de fapt. There are trei parabole acolo. The lost coin. Drahma pierdută sau moneda pierdută. The lost sheep. Oaia pierdută. And the lost son. Și fiul pierdut. Now, of course, when you read the first two verses, desigur, când citești primele două versete, it says, then the publicans and the sinners. Acolo spune în acel capitol, atunci vameșii și păcătoșii came close to listen to Jesus Christ. S-au apropiat ca să asculte cuvintele lui Isus. And then the Pharisees and the scribes. Și apoi cărturarii și fariseii, they murmured.
murmurau. Now, that is the background of that parable. Să nu uităm că acesta este cadrul acestor trei parabole. Now, the Pharisees and the scribes were looking at the other people to be sinners. Farisei și cărturarii se uitau la ceilalți și îi vedeau ca pe niște păcătoși. And they thought they were not worthy to be close to Jesus Christ. Și ei simțeau că ceilalți nu sunt vrednici ca să stea lângă Iisus Hristos. And because of that background, și datorită acestui cadru, Jesus Christ told the parable. Iisus Hristos a spus aceste parabole. Yeah, now just to summarize the parable, I think. Acum ca să fac un rezumat al celor trei parabole. What Jesus Christ was trying to bring forward here. Ceea ce el încerca să evidențieze aici. Was the love that God has for a sinner. Era iubirea pe care Dumnezeu o are pentru un păcătos. And the example of the lost coin. Și exemplul, pilda monedei pierdute. It is understood that at that time a woman when she was about to get married. Pe vremea aceea se credea că atunci când o femeie este aproape să se mărite, she would wear some coins either in the neck or in the head. Ea purta o salbă de monezi atât fie la gât sau fie pe frunte. And that was a symbol of her royalty towards the man who was to marry her. Iar acesta era un simbol al credincioșiei ei față de bărbatul care i-a urma să-i fie soție. And if she lost one of them, iar dacă pierdea una singură din acelea, that had an effect on how people would view her. Aceasta avea un efect asupra modului în care oamenii o priveau. And because of trying to protect herself, și pentru că ea vrea să se protejeze, she would go to the extreme of looking for the coin. Mergea până la extrem în căutarea monedei pierdute. Now Jesus Christ used that example to try and make people understand. Iisus folosește acest exemplu pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă that's the same way God feels. Că la fel este și Dumnezeu. Așa simte și Dumnezeu. He goes to that extent to bring a lost soul. Merge până la extrem în căutarea unui suflet pierdut. And to me that showed how much God loves me. Iar pentru mine asta îmi spune cât de mult mă iubește Dumnezeu. And when I understood that it came to my understanding. Și când am înțeles asta și am realizat acest lucru. That is the same type of love that I should have for my brother. Aceasta este exact acea iubire pe care ar trebui să o am față de fratele meu, de aproapele meu. To look at a person not the way the Pharisees were looking at them. Să mă uit la cineva nu în felul în care se uitau farisei și cărturari. But to look at someone as someone who has potential for the kingdom. Ci să mă uit la orice persoană ca fiind cineva care are potențial pentru împărăție. That's one aspect. The other one that acesta este un aspect. Celălalt aspect has changed my view about Christianity. Care mi-a schimbat concepția despre creștinism. I think is the idea of the protection that we get from God. Este ideea protecției pe care o avem din partea lui Dumnezeu. And I think when I was growing up, cred că atunci când creșteam, I was told about the judgment. Mi s-a spus, mi s-a vorbit despre subiectul judecății. And what I understood was that și ce am înțeles a fost there's going to be a time of probation. Că va fi un timp de punere la probă. And I understood it in a way that one day God is just going to say this is the end. Și am înțeles că există un timp care se apropie în care Dumnezeu va spune pur și simplu până aici, s-a sfârșit, s-a terminat. Even if I was still struggling to get there. Și dacă eu încă în acel moment mă luptam ca să fiu acolo,
When he says that's the end, then I'm hopeless. Dacă în momentul în care vine timpul acela și eu sunt încă luptându-mă, înseamnă că nu am nicio speranță. But what I've come to understand now. Dar ceea ce am ajuns să înțeleg, that probation will only be closed, este faptul că acest timp de har, de probă, se va încheia numai when God would have checked and there's no one coming. Numai atunci când Dumnezeu a verificat și nu mai este nimeni încă în cumpănă, ci toți au luat o hotărâre și o decizie. When everyone who wants to be saved would have come. Când toți cei care doresc să fie mântuiți vor fi venit deja la izvorul mântuirii. And he looks around and no one is coming. Atunci când Dumnezeu se va uita și va spune gata, nu mai vine nimeni acum. That's when probation will close. Atunci el va spune, bun, atunci se va închide timpul de probă. Because the Bible is clear to say God does not want anyone to be lost. Pentru că Biblia este foarte clară și spune Dumnezeu vrea ca nici unul să nu piară. So as long as there's someone, deci câtă vreme mai este cineva, who is willing to come to him, care este dispus să vină la el, he will wait for that one to come. El va aștepta ca acea persoană să vină. I think those are the two aspects that have changed. Sunt două aspecte, două lucruri care mi-au schimbat perspectiva. Yeah, and probably just the short one, the last și one. Aș mai putea adăuga încă unul scurt. I think it's the understanding of the number 12. Înțelegerea cu privire la numărul 12. When you look at the children of Israel, când te uiți la triburile lui Israel, they were 12. Erau 12. When you look at the disciples of Jesus Christ, apostolul lui Iisus Hristos, they were 12. Erau tot 12. When you look at the doors to the New Jerusalem, porțile noului Ierusalim, there will be 12. 12. Now, even scientifically, it has been proved that there are 12 types of people. Chiar și științific s-a dovedit că sunt 12 feluri de oameni. Really? Yes. Okay, you should refer us to the where you read that. Okay. Am spus că să ne spune și nou unde a citit asta. E prima dată când aud această afirmație. It's the first time I hear this. Okay, and these 12 are divided into 4. Și aceste 12 tipuri de oameni se încadrează de fapt în 4 categorii. So there are 3 types of each of these 4. Deci sunt 3 tipuri în fiecare dintre aceste 4 categorii. And these represent humanity in totality. Și acestea reprezintă de fapt omenirea în totalitatea, în întregimea ei. So the children of Israel were representing humanity in totality. Așa că într-un anumit fel copiii lui Israel reprezentau de fapt întreaga omenire, omenirea în totalitatea și în întregimea ei. Even the disciples of Jesus Christ. Chiar și ucenicii Domnului Hristos. So each one of us is represented among those 12. Așa că mesajul este că fiecare dintre noi este reprezentat prin cei 12. Regardless of your weaknesses, indiferent de slăbiciunile noastre, regardless of how hopeless you might feel, indiferent de cât de deznădăjduită ți se pare situația ta, you are represented in that 12. Tu ești reprezentat prin cei 12. Each one of those 12, și fiecare dintre cei 12, will have a door that will use to get to heaven. Va avea o ușă pe care va putea folosi ca să intre în cer. Meaning heaven is open for everyone. Cu alte cuvinte, cerul este deschis pentru toți. So never should you feel that you are counted out of heaven. Niciodată să nu te simți că ești exclus sau că nu ai acces la cer. So depending on the type of personality, depinzând de tipul de personalitate, there is going to be a specific door. Există o ușă specială pentru tine, which is going to be representative of everyone care, in the world. O ușă care este specifică pentru fiecare din lume are o ușă pe care poate intra în cer. So that understanding gave me confidence. Iar această înțelegere mi-a oferit multă încredere. To say I have a place in heaven. Și puterea de a spune locul meu este în cer. Am un loc în cer.
And finally, of course, there might be someone watching us. Și în final, probabil că cineva ne urmărește acum sau ne va urmări. Who might be feeling hopeless? Care poate se simte fără speranță, deznădăjduit. The words of encouragement that I would love to give you. Cuvintele de încurajare pe care aș vrea să îi le ofer sunt: is that Jesus Christ paid it all for you? Iisus Hristos a plătit totul pentru voi. And regardless of your weaknesses. Și indiferent de slăbiciunile tale. There is a place for you in heaven. Este un loc pentru tine în cer. And God would want you to be there. Și Dumnezeu vrea să fie acolo. Regardless, even if your faith might be little. Chiar dacă credința ta ar putea să fie slabă, mică. God appreciates. Dumnezeu apreciază. And he is going to strengthen you. Și el te va întări. I think that's my experience. Asta este experiența mea până acum. Do you feel that there is more place to grow in your Christian walk? Simți că mai este loc de creștere în viața ta creștină? Yes, Christianity is about growth. You can never feel that you are there. Cu siguranță creștinismul este o chestiune de creștere. Niciodată nu vei simți că s-a terminat, că nu mai ai nimic de adăugat la experiența ta. Yeah, because I think when we started the discussion, I said when I got baptized, I thought that was the best time. Și vă spuneam că atunci când am fost botezat, credeam atunci că e cel mai bun timp, că lucrurile sunt cel mai bine atunci. But there are certain things that I've come to understand. Însă de-a lungul timpului au venit alte lucruri pe care le-am înțeles. Și can you say that each moment is better than the previous? Pot spune că fiecare moment este mai bun decât ce a fost înainte? Yes. Da. And I hope to get to know God better each day. Și sper, îmi doresc să-L cunosc pe Dumnezeu tot mai bine, tot mai mult. So, it's a process of growth. Este un proces de creștere. Ok, you talked about some Bible texts that you have really dear in your heart. Yes. But now for the end. One favorite, another one that you didn't talk about. Okay. A Bible text that it's special for you and you would like to share it with other with the people that are watching you. L-am rugat să ne împărtășească acum la final un cuvânt al lui Dumnezeu care este drag și care are o semnificație specială pentru el. Yeah, I have a verse. Este un verset. It's in Daniel chapter 10. Din Daniel capitolul 10. Starting from verse 12 and 13. De la 12 și 13. Read. Please. It says, spune, then said he unto me, el mi-a zis, fear not Daniel, Daniele, nu te teme de nimic, from the first day that thou didest pray, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Verse 13 spune, but the prince of the kingdom of Persia, dar căpetenia împărăției Persiei, withstood me 120 days, mi-a stat împotrivă 21 de zile. But lo, Michael, one of the chief princes, însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, came to help me, mi-a venit în ajutor. And I remained there with the kings of Persia. Și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Now, this verse gives me confidence in God. Acum acest verset îmi dă încredere în Dumnezeu. Daniel prayed. Daniel s-a rugat. And the first day that he prayed, the prayer was heard. Și în prima zi în care s-a rugat, chiar în ziua din tâi a rugăciunii sale, rugăciunea a fost auzită, ascultată.
But an angel was sent to explain to Daniel. Și a fost trimis un înger care să explice lui Daniel. But the angel said he could not go through. Însă îngerul a spus n-am putut să trec. Because the king of Persia here who represents Satan. Pentru că aici împăratul Persiei, care aici îl reprezintă pe Satana, could not allow the angel. Nu i-a dat voie îngerului. But the angel in verse 13 says until Michael. Dar în versetul 13 îngerul spune până când Mihail went to help the angel. A venit în ajutorul meu. Then was he able to go to Daniel. Atunci îngerul a fost în stare să treacă. Now that gives us an example of how the devil is. Aceasta ne dă un exemplu despre modul în care diavolul lucrează. If an angel could not pass through the devil. Dacă un înger nu a putut trece de bariera aceasta a diavolului. What more of us human beings? Dar noi, oamenii, ce putem spune despre noi? If the angel had to call Michael, who is Jesus Christ. Dacă îngerul a trebuit să-l cheme pe Mihail, care este de fapt Domnul Iisus Hristos, to help him, ca să-l ajute. Then for us human beings we need Jesus Christ more. Deci dacă îngerul a trebuit să facă asta, oare noi care suntem oameni slabi, nu avem nevoie cu atât mai mult de Iisus Hristos? So that verse gives me confidence that I can rely on Jesus Christ. Iar acest verset îmi dă încredere că pot să mă bazez, pot să mă reazem cu toată încrederea pe Iisus Hristos. Because he's the only one who can fight against. El este singurul care poate lupta împotriva celui rău, împotriva diavolului. On my own I don't have the strength. Singur nu am puterea. So I have to depend on Jesus Christ. Așa că trebuie să depind, să mă bazez pe Iisus Hristos. Yeah, I think that's one verse I wanted to share. Thank you very much. Asta am vrut să vă împărtășesc. Dragi prieteni, asta ne dorim cu toții, să ne bazăm tot mai mult pe Iisus Hristos, să ne rezemăm pe El care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dear friends, we end our meeting tonight and we wish you that we will all stand on the rock, on the solid rock that is Jesus Christ. Thank you, Bright. Thank you. Mulțumim, Bright. And thank God that He is leading all those who want to know Him and to get in touch with Him. Mulțumim lui Dumnezeu, Cel care este aproape de toți cei care îl caută și doresc să-l cunoască și să umble pe căile lui. Până data viitoare, vă spunem Dumnezeu să vă călăuzească pe toți, să ne călăuzească. La revedere! Until next time, we say, may God lead you, may God lead your life, may God lead all our lives. God bless us all. Bye-bye!